Arta, poezia, muzica și cultura revin la viață în orașul de la Dunăre. Dovadă o face numărul mare de evenimente pe care primăria Drobeta Turnu Severin le-a pregătit pentru iubitorii de frumos din orașul nostru, dar și din județul Mehedinți. Două dintre cele mai importante obiective din Severin, Palatul Culturii și Castelul Artelor, vor fi gazdă pentru aceste activități la care este așteptat publicul larg. Avem la Palatul Culturii în perioada următoare câteva evenimente diversificate, care sper să satisfacă gusturile consumatorilor de cultură din municipiul Drobeta Turnu Severin. Așadar, pe 17 martie avem o expoziție de artă populară, costume populare la Castelul Artelor, invitat fiind Nina Predescu. De asemenea, pe 21 martie avem spectacol de muzică și poezie la Clubul Artelor din cadrul Palatului Culturii Teodor Costescu. Acolo se va desfășura un eveniment cu ocazia Zilei Mondiale a Poeziei, care este pe 21 martie. Nu în ultimul rând, pe 22 martie, tot la Castelul Artelor, vom avea un vernisaj de pictură al unui cunoscut pictor local severinean. Municipalitatea susține că evenimentele au drept menire pe lângă atrage publicul către evenimentele culturale și de a repune în circuit atât Palatul Culturii cât și Castelul Artelor. Severinul este municipiul reședință de județ și având în vedere faptul că în ultima perioadă, ultimii ani de zile, am avut practic o lipsă a activităților culturale, pe de o parte încercăm să compensăm aceste lipsuri din ultima perioadă, dar pe de altă parte trebuie să încercăm să ne aliniem cu marile centre culturale din România, pentru că dacă urmăriți cu atenție, în orașele mari din România există o viață culturală foarte intensă. Și noi încercăm ușor, ușor și la nivelul municipiului să diversificăm și să mulțim tuturor toate aceste activități culturale. Totodată, cele două instituții de cultură vor găzdui în perioada manifestațiilor dedicate zilelor Severinului evenimente importante, atât pentru publicul adult, cât și programe pentru copii, pentru că scopul declarat al autorităților locale este acela de a oferi diversitate severinenilor.